Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. De ce ne place nouă cel mai mult și mai mult? Să ținem cură de slăbire. Da, dar și cultura. Deci putem să încercăm să le îmbinăm artă și mâncare în același timp. Ok. Da, știți că au existat tentative. Adică opera cu banană. Așa, aia lipită de perete. Da, acum a apărut o chestie nouă. Este un nou nivel. În Noua Zeelandă, adică așa, practic la antipozi. Dacă vâre Andreaua, o Andreea foarte lungă, da, ajungi fix în Noua Zeelandă, unde cineva a lipit o felie de castravete murat pe tavanul unui muzeu. Castravetele și trecut prin e cu poză, sus pe tavan. Pac, da. E trecut un pic prin ketchup, că e luat dintr-un cheeseburger de la Mac. Înțelegi? Deci, adevărul că arată groaznic. A intrat în muzeu cu un hamburger cum i-au dat voie, nu știm? A scos felința de castravete și... Și s-a lipit. Și s-a lipit. Castravetele murat, aruncat pe tavan unei galerii de artă din Auckland, reprezintă, citez, un gest provocator deliberat, realizat cu scopul de a stârni o dezbatere asupra valorii unei astfel de opere de artă, potrivit artistului Matthew Griffin. Deci artistul Matthew Griffin, el este cel care a scos castravete și l-a aruncat pe perete, pe tavan. Generos, aș putea zice. Da. A, deci, vezi, îți dai seama că dacă Luca ar fi trecut pe acolo în urma lui domnul Griffin, ăsta ar fi așteptat să cadă castravetele de pe perete? Îl așteptam cu un burger cu capacul desfăcut. Unii fani au deschis opera, au descris opera drept genială și briliantă, alții au spus că este o idioțenie. Da, bravo, eu sunt B. B, B. Pe mine m-au dat afară polițiștii și din McDonald's când am făcut asta ca adolescent. Iar asta, cum se numește arta, a scris cineva pe Instagram. Corect. Vezi, deci e plagiat până la urmă. Da. Tot nu îmi dau seama dacă să mărturisesc în fața colectivului ceva sau nu. Ce-ai lipit de perete? Asta vrei să spui? Da. Spune, domnule. Deci. Eu te încurajez. Să vă explic. Pentru că este vacanță, nu sunt copiii pe frecvență, o să povestesc asta. Că la radio trebuie să fii sincer, nu? Uh-huh. În școală eram mai mulți elevi premianți și câțiva golani. Tu și erai premiant. Nu spun de care parte eram. Așa. Și unul, noi mai, mă scuzați, fumam din când în când. Iarna se fuma, unde se fuma în școală? La WC. Da. Asta. Și unul dintre colegi a descoperit că dacă e un băț de chibrit și pe partea fără măciulie, adică partea opusă, dai cu un pic de salivuță și după aia faci pe perete unde freci așa încetişor, strângi humă care e lipicioasă. Și rămâne la acolo. Nu. Asta n-aș fost nimic. Practic, se făcea un mic lipici din huma respectivă, se aprindea chibritul, se arunca sus pe tavan. Și se lipea? Da, se lipea, și se lipea ardea și ce făcea... mi-ar fi plăcut să mă joc și eu așa, dacă aș fi știut. Practic, niște opere de artă deosebite, da, pentru că a fumat practic tavanul cu negru așa, și sus era o pădurice de bețe de chibrit. Dacă totuși ne ascultă copiii, nu încercați așa ceva. Nu mai e humă, nu mai sunt chibrituri, nu mai e nimic. Acum e lavabilă, nu se mai poate e face. E periculos nimic oricum. Da. Dar l-au prins pe unul dintre colegi, l-a prins doamna directoare, a zugrăvit la toate WC-urile din școală, păi împreună cu tăticul. El a fost băiat ca lumea și nu v-a dat în fapt. Pe păi atâta îi trebuia, știi? Dar și el participase care, deci și-a asumat răspunderea. Bă, știai ce? Trebuia să fii bărbat. Îți asumai răspunderea. Te prindea, asta e, învățai o meserie, zugrăveală și asta a fost. Vrei să revenim la castravetele? Nu, no, e ok. Asta e okay. A fost cu castravetele. Da. Zic să ne retragem și să așteptăm să vină propunerile. Mai fac și eu un apel, da. 0728111222. Propuneri de piese latino pentru o bătălie a hiturilor excepțională mâine în intervalul 9-10 cu piese propuse de voi și cu o scurtă motivare. Da. Feliuța de opera de artă, castravecioru, evaluată la $10,000 acum. A, ca bun să înțelegeți cum se face artă fraierilor, nu așa. Chiar acum, peste 2 ani, s-ar putea să valoreze mai mult. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.